Sunt unii primari care, într-adevăr, au făcut și au obținut rezultate remarcabile. Haideți să vedem, în primul rând, care este distribuția primarilor în România la acest moment. Avem din partea PSD, iată, un procent de 40,3%. PNL vine din urmă cu 33,8%, da? AUR are și el 5, aproape 6%, UDMR 5,25% și mai avem Dreapta Unită, doamnelor și domnilor, și Independenții cu 3, respectiv 2,16%. Dar vorbeai, Ana, iată, de primarii care au obținut rezultate remarcabile. Nu știm dacă este cumva rețeta succesului sau pur și simplu alegătorii n-au avut altă opțiune. Dar vedem în Sfântul Gheorghe, Antal Arpad a obținut 82,85% dintre voturile alegătorilor. Și mergem mai departe, în Târgoviște, candidatul din partea PSD, 80,23%. Mergem și în nordul țării, în municipiul Fălticeni, unde Gheorghe Cătălin Coman a obținut 75,12%. Și mai departe vorbim, iată, și de capitală. Aici cel mai de răsunet, să spunem așa, rezultat a fost cel al primarului în funcție, Ciprian Ciucu, de la sectorul 6, cu 72,85%. Și mai departe, iată, tot în București, îl avem pe primarul Daniel Băluță, cu un procent de 60,63%. Și haideți să vedem acum, doamnelor și domnilor, și ce spun o parte dintre cei care au obținut, iată, scoruri remarcabile la acest scrutin. Actualul primar din Ploiești, Mihai Polițianu, a câștigat lupta alegerilor cu aproape 26%. Ați venit și este realmente foarte, foarte emoționant să văd atâta lume. Vorba că oamenii doresc, unu, să fie ascultați, doi, să existe un dialog real cu autoritatea locală. Am fost în cartier, am vorbit cu oamenii, am încercat să rezolv problemă. Mi se pare o abordare foarte serioasă, este foarte tânăr. Mihai Polițianu a vorbit și despre obiectivele pe care vrea să le atingă în acest mandat. Canalizarea, termoficarea, curățenia în cartiere rezidențiale, curățenia căilor publice, un obiectiv anticorupție și care are în centru banul public. În Sibiu, actualul edil, aflat deja la al treilea mandat, a câștigat detașat cursa alegerilor cu un procent de aproape 40%. Sunt conștientă de responsabilitatea pe care mi-am asumat-o. Proiectele importante nu se pot finaliza în decursul unui mandat. Un alt rezultat remarcabil vine din Argeș, mai exact din Câmpul Lung Mușcel, acolo unde Elena Lasconi a câștigat detașat cu peste jumătate din totalul de voturi. Au contat faptele și a contat foarte mult și faptul că acești cetățeni minunați pe care îi reprezint cu onoare, câmpulungenii, sunt inteligenți și au înțeles de ce am nevoie de Consiliul Local. Tot cu mai bine din jumătate din voturile totale, mai exact 68%, a câștigat și Constantin Toma, edilul Buzăului. În ultimii ani chiar s-a schimbat. Ăsta este adevărul. Sincer, au schimbat conductele de apă, cele vechi, care erau de vreo 40 de ani, după câte am înțeles eu. Un primar este reales dacă are rezultate bune. Iar la Buzău s-a întâmplat să fie foarte multe proiecte pe care le-am dus la capăt. Primarul din Buzău este la al treilea mandat.